Fică și vezi și uită poporul tău și casa părintelui tău. Iată vestirea psalmistului David cu mulți ani înainte de intrarea în Biserica Fecioarei Maria, praznic prealuminat de contopirea Bisericii Pământești cu Biserica Cerească. Fecioara Maria, care este Biserica Duhului Sfânt, se contopește și se amestecă cu Biserica Pământească, cu Templul lui Solomon, cu Sfânta Sfintelor, loc unde arhiereu intra o singură dată pe an și atunci cu sânge curățindu-se de animale, de țap, de berbeci, de miei și de celelalte dobitoace curate care se aduceau ca jertfă și nici de cum spre mirarea celor din jur, cum spune cântările praznicului, Sfânta Sfintelor se bucură că cea mai sfântă și mai înainte de veci vine astăzi să se adumbrească peste Sfânta Sfintelor, deci curățenia și cinstirea Vechiului Testament, pogorârea Duhului Sfânt și lucrarea de miros de mireasmă duhovnicească care sfințeau și aveneau ca o binecuvântare a jertfelor aduse în Vechiul Testament, rămân ca o umbră celor noi prin care Iisus Hristos vine ca jertfă supremă din pântecele Fecioarei Maria să sfințească întreg neamul omenesc, iar valul de lumină al Duhului Sfânt să lumineze toată făptura, cum toate s-au umplut de lumină. Deci iată mesaj al învierii, iată mesaj al intrării în biserică, după cum spune și troparul, astăzi înainte însemnarea bunei voințe lui Dumnezeu și propovăduirea oamenilor, mântuirii oamenilor. Deci Fecioara Maria este semnul și mesajul care bucură întâi pe Adam la căderea din rai și apoi pe Eva care cade în neascultare și apoi pe Ioachim și Ana și apoi pe Iesei și tot neamul lui David care așteptau mântuirea lumii prin sămânța femeii. Ca să ajungem la acest praznic luminat și fiindcă este unul din cele mai frumoase praznice ale Născătoarei de Dumnezeu, că știm că praznicile împărătești încep cu nașterea, încep cu intrarea în biserică, încep cu aducerea pruncului la 40 de zile, încep cu se sfârșesc cu adormirea, se sfârșesc cu toate celelalte praznice minunate pe care biserica le-a rânduit pentru ce? Ca o esență a învățăturii creștine și ca o esență a lucrării duhovnicești în biserica drept măritoare, nu întemeiată numai și numai pe temeiul, deci numai și numai pe temeiul patristic sau numai pe temeiul tradițional, ci pe temeiul dogmatic al Sfintei Scripturi și pe temeiul dogmatic al învățăturii dumnezeiești revelate din Duhul Sfânt. Deci ați văzut, toți care vor să cunoască și care sunteți de față, și noi știm dușmanii Ortodoxiei care vin și vorbesc la adresa, să spunem, sau la cinstea, sau la preamărirea Născătoarei de Dumnezeu, aducând diferite argumente pe care nici nu le amintim și nici nu ne interesează măcar și nici nu le putem gândi, lucru care mi-a fost pus în una din zile chiar de o persoană creștină, deci din ritul ortodox, zice, Părinte, la studiile și la gândirea pe care o am, n-am reușit să înțeleg. Nu s-a referit în sensul că avea studii în domeniul teologiei, ci era un om de înaltă clasă, cu o cultură socială pusă la punct și a spus, nu am putut să înțeleg până acum și nu-mi explic, zice, și de ce voi preoți în biserică și de ce și Sfânta Scriptură, de ce și învățăturile Sfinților Părinți, nu explică cum a fost făcută nașterea Fecioarei Maria, adică nașterea pruncului Iisus Hristos din Fecioara Maria și ea să rămână fecioară. Și atunci, pentru moment, am găsit un argument, cred că convingător, în care i-am explicat.
Zic, a trecut precum lumina prin sticlă. Zice, nu mă mulțumește. Atunci înseamnă că n-a fost trup cu oase și carne, înseamnă că a fost un avur sau un duh. Nici așa, zic, a trecut ca o fuziune, amestecându-se și trecând prin materie, fără ca să se atingă de materie și să se strice. Nici aceasta nu mă mulțumește. Atunci îți voi da, zic, un răspuns mai pământesc. Cel care l-a făcut pe orb să vadă în Erihon, cel care a făcut mâna cu scurgere, asta, femeia cu scurgere de sânge să se vindece și mâna uscată a făcut-o în mână sănătoasă, cred că în clipa ieșirii în chip de prunc, fiindcă nu putea să iasă un Dumnezeu întreg, ci trebuia să iasă ca un prunc prin nașterea din fecioară, din firescul pământesc, în urma lui a binecuvântat și a pecetuit fecioria la fel cum a fost și înainte de feciorie. Zic, asta ți este lămurit? Zice, la asta nu m-am gândit. Cred că ăsta ar fi argumentul cel mai pământesc, poate să spunem, pe înțelesul celor care neagă acest lucru și să ne gândim că Dumnezeu care le poate toate, le face toate câte le vrea, indiferent de mintea noastră îngustă. Deci se pun întrebări și ne izbim de lucruri care, dacă nu sunt puse la punct, spun eu, sau ne împleticim, ei cad în acea letargie și necredință, zice, dacă nu mi se explică, eu nu înțeleg. Explicațiile care sunt mai presus de mintea noastră nu le putem da. Că aș fi putut să răspund, nu eram de față să-ți explic cum a fost. Dar iată ce se întâmplă. Important rămâne faptul că această fecioară despre care s-a vorbit și știm de la praznicul trecut al nașterii Maicii Domnului, deci de la 8 septembrie, a venit în casa părinților Achim și Ana în chip minunat. Și tradiția ne spune că atunci când ei s-au rugat în grădină, li s-a vestit pentru rușinea care au tras-o de la arhiereu, că nu le-a primit darul la altar, că Dumnezeu le-a primit rugăciunea și vor naște o draslă pe care Ioachim și Ana a spus o vom dărui o bisericii. N-au știut că va fi bărbat sau fată. Și a spus, ce să va naște, vom dărui bisericii. Și venind vremea să fie dăruită bisericii, la templul lui Solomon, făcut de Zorobabel, lucrurile stăteau în felul următor. Acel templu care a fost făcut timp de 40 de ani pe vremea lui Solomon, a fost apoi asediat și nenorocit și el la rândul lui, iar Zorobabel l-a reconstituit, ca apoi mai târziu, la anul 70, să fie distrus până în temelii, deci de romani și, cum se spune în istorie, presărate zidurile cu sare, deci ruinele, a fost numai foc și pârjon. Acest templu avea 3 etaje și la fiecare din etaje trăiau diferite, să spunem, grade de oameni care slujeau Biserica Vechiului Testament. Deci jos stăteau văduvele care ajutau la curățirea templului, la întreținerea curățenii, la tot ce era de lucru împrejurul templului. Închipuiți-vă că era o clădire imensă și nu se poate vorbi de o simplă clădire dacă avea numai 90 de camere la un singur etaj. Și gândiți-vă că dacă a fost construit în 40 de ani, n-a fost construit mic. Iar la primul, deci la nivelul de jos, stăteau văduvele, apoi la mijloc stăteau nazoreii sau călugării Vechiului Testament, cei care aveau o anumită împlinire de feciorie până la o anumită vârstă, și ca să fie pe înțeles ce erau cu acești nazorei, așa cum noi ne ținem în familie copiii până la majorat, la 18 ani și după armată îi căsătorim, iudeii, ca să-i aibă în siguranță că sunt curați și feciori când se căsătoresc, îi care voiau și erau de bună cucernicie și de bună credință, îi țineau la templu ca atunci când se căsătoresc cu adevărat să fie curați înaintea lui Dumnezeu și erau ca o jertfă a legii vechi. Nu-și tundeau părul, nu-și tundeau barba, nu foloseau băuturile amețitoare, cum spune mai departe Vechiul Testament, și ei trăiau acolo până în jur de vârsta de, cred că 25 sau 30 de ani, spune Germano și Flavi, mari istorici. Iar la al treilea nivel, deci la ultimul nivel, cel mai de sus, trăiau fecioarele, care erau luate din sânul poporului, deci începând de la vârsta de 3-5 ani și date la vârsta majoratului, să spunem cum o fi fost majoratul la iudei, să fi fost 15, 16, 17, 18 ani, când erau căsătorite cu tineri pentru a fi curate și nu cum se întâmplă astăzi, întâi proba și apoi cusătura. Deci trebuie să înțelegem lucrul acesta din două motive. Întâi pentru finețea, deci pentru finețea sufletească, spun lucrul acesta. Întâi trebuie să înțelegem că și legea veche, legea
grea fiind și de fier și cu litere, nu-și pierdea valoarea, ci își păstra păcatul, deși ne tăia din rădăcină, ci doar din tulpină. Evita păcatul, deci căutau iudeii să se căsătorească curați, fiindcă legea spunea cine a desfrânat să fie ucis cu pietre, deci iată păcat de moarte. Iar pentru finețea noastră sufletească, acum copilul, în momentul nașterii și botezării lui, deci nu mai este tăiere împrejur, nici iudeu, nici elin, nici rob, toți sunt slobozi în Hristos, el este încredințat nașului. Deci nașul care îl cărmuiește și îl sfătuiește și îl îndeamnă, dacă a fost naș într-adevăr numai pentru partea sufletească sau dacă a fost naș numai pentru bani. Deci am pus naș că era bogat. Sau am pus naș că era serios și are ce să învețe finul de la el. Și trecem mai departe la oile noastre. Și împlinind Fecioara Maria 3 ani, Ioachim și Ana și-au adus aminte de făgăduința făcută lui Dumnezeu. S-au sfătuit în Nazaret cu toți vecinii, cu toți oamenii din prejur, erau oameni iubiți de popor, mai ales acea naștere înaintată, când funcțiile biologice ale unei femei erau depășite, și deci la 80-90 de ani, sigur, Ioachim și Ana, deci devenise, să spunem, un mister pentru Nazaretul, care atunci a văzut un prunc născut din femeie atât de bătrână, și-au zis să o dăruiască bisericii. Și-au adunat copilițe tinere de vârsta ei, 5 ani, 6 ani, 4 ani, 3 ani, și-au cu făclii și lumânări aprinse, deci nu lumânările de astăzi care le aprindem noi, fiindcă astea au altă semnificație, ci făclii cu mirosul, cu mireasmă duhovnicească, cu parfumuri de seu de animale, deci cum se aduceau jertfele Vechiului Testament, au plecat cale de 150 de kilometri pe jos, de la Nazaret la Ierusalim, timp de 3 zile, să ducă pe Fecioara la templu. Taxi și sielul nu circulau pe atunci sau era lipsă de benzină. Dar în același timp, ajungând la Nazaret, deci ajungând la Nazaret, nu s-a pornit cu cortegiul numai cele pământești, ci îngerii din cer se veselesc și cântă și măresc intrarea Fecioarei, cum ați auzit cântându-se la Axion, deci în Sfânta Sfintelor. David sălta și cânta din alăuta, din harpa, cu care și-a cântat și s-a scris psalmi, adică psaltirea, iar de data aceasta îngerii din cer cântau și se veseleau înaintea pruncei Fecioarei Maria, iar fetele și copilițele care o conduceau și o înconjurau, îi cântau acele stihuri din psalmi, ascultă, fică și vezi, și uită poporul tău și casa părintelui tău, ca binevoit împăratul în frumusețea ta, stătuta împărăteasa de-a dreapta, în haină înfrumusețată, și așa mai departe, tot psalmul 44 din psaltire. Dar minunile s-au succes una după alta. Dacă tu, om în vârstă, ți este lene să mergi atâta cale pe jos, în toridul, să spunem, timp al Ierusalimului, iată că ei cale de 3 zile au mers tot timpul pe jos, iar această pruncă n-a obosit și spre marea mirare nici cei ce erau cu ea. Deci Duhul Sfânt întărea această lucrare duhovnicească și a făcut că ajungând la templu, copilița, adică Fecioara Maria, să se smulgă din mâinile lui Ioachim și Ana și să urce cele 15 trepte ale templului și să ducă direct în mâna arhiereului Zaharia, deci tatăl prorocului botezătorului Ioan, care mai târziu va muri tăiat între biserică și altar de romanii care căutau să taie toți pruncii de mai jos, cum o să auziți în colindele de la Crăciun. Mirarea lui Ioachim și Ana nu rămâne aceasta, ci mirarea întregului sobor rămâne că arhiereul Zaharia ia pe prunca Fecioară și o duce în Sfânta Sfintelor. De aceea și în cântările cuviosului Damaschin, Ioan Damaschin, marele dogmatist, sau cum îi se mai spune, vioara Duhului Sfânt, el spune, bucură-te cea mai sfântă decât Sfânta Sfintelor. Și cu adevărat s-a dovedit a fi mai sfântă decât Sfânta Sfintelor prin faptul că în mitrasul ei, în mintea ei, în sufletul ei, s-au sălășluit împăratul cerului și al pământului Iisus Hristos, care și-a luat chip de rob și s-a pogorât pentru a noastră mântuire și pentru noi oameni, cum spune în crez, și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara. Deci iată esența praznicului prinsă în trei cuvinte. Mergem și mai departe și înțelegem următorul lucru. Ajuns în templu, lucrurile nu s-au întâmplat nu s-au întâmplat anapoda, ci spre mirarea tuturor celor din templu. Arhiereul era singur care știa că ea va fi
aleasa celui preanalt și va fi mireasa Duhului Sfânt, va fi fecioara veșnică și va fi mai înainte de naștere fecioară și, cum spune aici frumos, zice, în templul lui Dumnezeu luminat fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte îl vestește. Deci iată de ce îl vestește. Faptul că ea intră acolo și se contopește cu biserica pământească, dacă vreți să înțelegem în sensul de astăzi al praznicului, Fecioara Maria, Biserica Duhului Sfânt și Maica Fiului și Mireasa Tatălui, vine să se unească cu biserica pământească și să ia pe toți la cer luminat. Și a răsărit soarele dreptății. Acestea și noi cu mare glas îi strigăm, bucură-te plinirea rânduielii ziditorului. Deci iată, nu face ceva ce vrea, ci face ce îi se spune. Deci împlinește lucrările Duhului Sfânt. Și spune că în templu, cât s-a petrecut până la vârsta de 15 ani, când va fi încredințat logodnicul Iosif, cum veți auzi la nașterea Domnului, la Crăciun, peste câteva zile, nu mult mai este, veți vedea că Fecioara, bine, nu este mult aici, 40 de zile, dar timpul a trecut în realitate, în partea istorică, cronologică, 15 ani. Deci a stat Fecioara în templu în jur de 12 ani, a petrecut și ceva. Fecioara se îndeletnicea în primul rând cu lucrările de mână și se păstrează și astăzi din mâna Fecioarei Maria, Sfântul Munte Atos, brâul Maicii Domnului, omoforul lui Lazar și multe alte lucruri care au fost lucrate de însăși mâinile Fecioarei Maria. Deci a fost o adevărată artistă de lucrări din astea de broderie și îmbrăcăminte bisericească acolo în templu, încât istețimea ei a cuprins sufletul și inima tuturor fecioarelor și mai mult decât atât, se spune că arhireul și o parte din oamenii cuvioși ai Vechiului Testament, deci leviți și preoți care slujeau acolo la templu, vedeau cum vine arhanghelul și o hrănește din potir cu mană o dată în zi, iar timpul petrecerii ei era tot timpul în rugăciune și în cântări duhovnicești, cunoștea și se îndeletnicea cu citirea Sfintelor Scripturi, deci ale Vechiului Testament, nici de cum Noul Testament care nu exista, dar mai mult decât atât, era într-o supusă smerenie. Deci fie mie după cuvântul tău și a căutat spre smerenia roabei sale. De aceea și în Evanghelia de astăzi s-a pus accent pe Maria, partea cea bună și ales care nu se va lua de la ea. Deci partea cea bună despre care se vorbește în Evanghelie nu este altceva decât lucrarea Fecioarei Maria, care împlinind vârsta cuvenită, se duce pe mai departe să sufere calvarul legii vechi, fiindcă un calvar sufletesc nu era, că mulțumirea sufletească era că lucra Dumnezeu și Duhul Sfânt. Deci să suporte rușinea pe care Iosif, logodnicul, încearcă să-i o transmită, zice, este o cântare frumoasă care se cântă pe la postul mare, mi se pare, sau un penticostar, zice Iosif către Maria, cum, zice, ce văd eu? Este o întrebare foarte, deci este o cântare foarte frumoasă în care logodnicul rămâne mirat de însărcinarea ei, știind-o curată și se temea și de Dumnezeu, se temea și de oameni, se temea și de conștiința lui, voind să o lase nascuns, cum o s-au zis la timpul cuvenit. Iată una din săbiile care străbate în sufletul curatei fecioare, știindu-se numai sub ascultarea lui Dumnezeu. Un alt lucru care trebuie știut este și faptul că de mică, deci fără de părinți, deci sub îngrijirea bisericii, a templului, fără de mângâiere, fără de biberon, fără de banane, fără de multe alte jucării pe care noi le cumpărăm copiilor, și când spun lucrul acesta, nu-l spun sub formă de glumă, ca să înțelegeți că Dumnezeu dă minte întreagă pruncilor atunci când sunt crescuți în frica de Dumnezeu și nu atunci când sunt alentați și crescuți rău de părinți și în loc să ajungă vase alesele Duhului Sfânt, ajung oameni de nimic. Deci ajung oamenii răi ai societății de mâine. Deci trebuie să purtăm în primul rând, în esență, trei lucruri. Legătura familiei cu biserica, deci Ioachim și Ana o dăruiește bisericii. Nu toți vor dărui copiii bisericii, dar pot să-i dăruiască duhovnicește bisericii, odată cu botezul să-i închine lui Dumnezeu să-i aibă în pază și să-i aibă în ascultare și să-i aibă sub povața preotului sau a
parohialului, deci care este la enoria respectivă, care să-i țină tot timpul sub spovedanie, sub sfânta împărtășanie, sub citirea lucrurilor de folos și nu sub manifestarea de astăzi, deci când tinerii au acest libertinaj, încât ei de mititei nu cunosc biserica, iar când sunt mari se reproșează că, zice, așa a fost în timpul trecut. Timpul trecut sau prezent, vi-l spun eu, indiferent de cine se dezice de adevăr, sau indiferent de cine încearcă să-l nege, sau indiferent de cine încearcă să-l ascundă, sau încearcă să-l mascheze, nu are dreptate. Nu s-a văzut încă, sub vechea rânduială care a fost, securist să șade la ușa bisericii să te legitimeze ce cauți în biserică. Doamne ferește! Nu s-a văzut pus om cu pistolul să te oprească să nu te împărtășești. Nu s-au văzut 2 milioane de martiri ca în Rusia care să fie omorâți și împușcați pentru că intrau în biserici și se închinau. Sau nu s-a văzut oameni bătuți și închiși în temniță pentru faptul că se duceau cu minți la biserică și ascultau sfintele slujbe. Cine nu s-a dus, nu s-a dus din lene, cine nu s-a dus, nu s-a dus din ipocrizie, cine nu s-a dus, nu s-a dus din necredință și din rea credință și mulți din nepăsare. Nepăsarea este unul din marile și uriașele păcate ale sufletului, care atunci când îl stăpânesc pe om, devin o pacoste, uitarea, trândăvia și nepăsarea. Trândăvia le spunea, lasă că ai lucrat 2 schimburi, uitarea le spunea, lasă că nu mai mori când că ești tânăr, iar nepăsarea le spunea, ei, și ce dată, va mai fi și altă dată. Și în felul acesta s-a născut și s-a creat această mișcare, nici ateistă, că dacă ai fi ateu ar fi bine, ai avea o conștiință curată. Și un ateu este moral din fire, după cum spune Apostolul Pavel, păgânul face bine din ale firii. Deci, păgân fiind și necredincios fiind, trebuie să fii om moral. Și dacă poți fi moral păgân, poți să fii moral și creștin. Deci, de aceea vreau să spun, legătura familiei cu biserica nu poate nimeni să o distrugă. Mulți s-au justificat sub pretextul serviciului, mulți s-au justificat sub pretextul școlii, a studiilor, a grijilor, a familiei. Acestea sunt justificări fără sens. Fotbalul este tot un timp care îți mănâncă din timpul liber. Filmul este tot un timp care îți mănâncă timpul liber. Radio și televizorul tot un timp liber. Statul în parc tot un timp liber. Citirea cărților profane tot în timp liber. Eu am fost din întâmplare prin diferite case de creștini și am văzut imense biblioteci. Ei, dar lângă acele imense biblioteci profane, începând de la volume de nu știu cine și nu știu cine și până la nu știu cine, foarte rar am văzut și cărțile de rugăciune sau psaltirea sau ceaslovul sau viețile sfinților sau tot ce trebuie unui bun creștin cu moralul sănătos, ca copiii și nepoții din acele familii să ajungă buni. Deci iată, se revarsă asupra noastră păcatele noastre. Har s-au revărsat peste buzele tale. Spune prorocul David în psalm. Limba este trestea scriitorului ce scrie ispitit. Se referă la proroc. Ei, când vorbește despre Fecioara Maria. Dar faptul că Fecioara Maria a prorocit și a binevestit și s-a făcut mijlocitoarea săracilor, cum spune mai departe, și ocrotitoarea sărmanilor în unul dintr-o parte de la Vecernia Mare, deci arată clar că ea a fost prorociță mai înainte, deci mai înainte de a fi maică. De ce? Fie mie după cuvântul tău, iată roaba ta, fie și-a căutat spre smerenia roabei sale și iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Deci iată cuvinte frumoase spuse din gura Fecioarei Maria. Și noi vom fi fericiți. Unii că au făcut proiecte, alții că au făcut poduri, alții că au făcut case, alții că au făcut trenuri, dar acestea rămân. Dar cine își ctitorește, duhovnicește sufletul său și îl trimite curat în Împărăția lui Dumnezeu, acela este cel mai mare ctitor. De ce? Ctitoria materială se trece, ctitoria spirituală dispare, pentru că orice carte cu timpul se pierde, dar cine a ctitorit sufletul său, acela rămâne veșnic. De aceea v-am spus încă o dată, nepăsarea și nelegătura cu biserica fac să dispară. Și unii s-au justificat și mai frumos. S-au justificat cu pretextul că nu se poate să se roage,
din cauza că e gălăgie în biserică, din cauza că preotul nu le slujește frumos, că preotul nu le vorbește bine, că nu știu ce. Nicodima Ghioritu vine și se justifică și spune, ci că, o creștine, zice, pentru boala ta și sufletul tău, caută-ți leac potrivit, doctor potrivit și vraci potrivit care să taie și să curăță rana și să cicatrizeze cu canonul și cu un de lemnul rugăciunii ceea ce pe tine te doare. Nimeni nu te-a oprit, alergând la negustorie de la un capăt al pământului până la celălalt, sau de la o judecătorie până la cealaltă, sau de la o poliție până la cealaltă, sau dintr-un proces în altul, sau dintr-o plimbare, vacanțele de la Sovata, vacanțele de la mare, vacanțele de la munte, toate puteau în același timp frumos fi îmbinate cu alergare spre mănăstiri, spre locurile duhovnicești, unde din mila lui Dumnezeu, indiferent de vreme și de loc, a fost slavă Domnului câte un stâlp. Deci s-a găsit întotdeauna și în mănăstirile din toată țara câte un om care să-ți dea un sfat sau să te îndemne spre un lucru bun, numai să fi vrut și să fi mers. El nu putea să-și ia, delegație și să te caute acasă. N-avea timp de așa ceva. Deci, asta este prima esență a învățăturii de astăzi, legătura cu biserica. Iar a doua esență, deci, a învățăturii de astăzi este legătura pruncilor cu biserica și, în același timp, amestecul familiei cu biserica. Astăzi se dă lupta pe două principii. Și pentru că și e timpul de spovedanie și este și timp de vorbit suficient, ați văzut că l-a spovedit, eu vă mătur cam repede, n-am timp de povești și de discuții fără, banale, fără rost, ci la predică se mai poate discuta câte o problemă. Unii se justifică și în continuare continuă să se justifice și să spună că este mult prea greu canonul, că este mult prea grea rugăciunea, că este mult prea greu postul, că este mult prea greu cu tare. Ei, așa cum folosim diferite metode, așa cum folosim de fiecare dată diferite, să spunem, substraturi, a ne descurca în viața socială, la fel de vicleni duhovnicești, cum spune, înțeleți ca șerpii și blânzi ca porumbei, trebuie să fim și în viața de familie, unde este un bărbat mai rău și este mai necredincios, un pic gura mai supusă, un pic atenția mai mărită, vrea de dulce, fă-i de dulce, vrea acru, fă-i acru, vrea sărat, fă-i sărat, vrea mult, dă-i mult, vrea carne, dă-i carne. N-o să-l obligi tu forțat să postească. De-aia te înjură, de-aia te bate, de-aia te scoate afară, de-aia te scuipă, de-aia te batjocorește. Deci, nu-i aducem la credință forțată. Și Ioan Scăraru, și Isaac Siru, și toți Sfinții Părinți spun, chipul de a-l aduce pe om la adevăr este numai al răbdării și al zâmbeții. Cu vorba bună și cu domoleală, așa ca în tinerețe, când vă întâlneați în parc sau la dans sau de unde v-ați căsătorit și v-ați luat și vă spuneați câte o vorbă dulce, căutând să nu vă jigniți unul pe altul, la fel și acum trebuie procedat. Uite, dragă, e bine așa, uite, dacă vrei îți fac așa, uite, m-am gândit să fac așa, trebuie făcut așa, uite, trebuie să fac treaba asta dacă îmi dai voie și am zis să te întreb că na, ce părere îți dai și tu, să vadă că este luat în seamă, să vadă că este cotat ca bărbat în familie, să vadă că este cotat ca un superior al familiei, iar în felul acesta e să-l aduci pe calea cea bună. Dacă te duci și devii lângă el un fel de capră sălbatică, dă-mi pace, nu discut, nu, să te ia dracu, să nu avem ce discuta. Nu se face așa. Constat în continuare de la spovedanie că sunt metode de ultraj spiritual la adresa familiei. Nu așa se ajunge cu familia în biserică. Degeaba vii tu și te împărtășești, degeaba vii și te spovedești, degeaba vii și te rogi, degeaba vii și dai pomernicul și stai și pleci genunchii la rugăciune când acasă în urmă lași scandal. Trebuie să se ajungă la o convingere și la o înțelegere, iar acolo unde să nu se mai depășește cota de înțelegere, atunci îl lași și taci. Adică cel mai bine, cum se spune la Isaia, nu mustra pe cel rău să nu te urască, iar dă celui înțelept pricină și mai înțelept va fi. Legat încă o problemă foarte care duhovnicul se izbește tot timpul cu capul de ea, deci familie biserică, copii biserică, spun, și iarăși se spune la spovedanie, și iarăși se pune accentul, zice, părinte, nu vor copiii să postească. Pentru copii, dacă nu vor să postească și sunt atât de îndărătnici, decât să facă rău cel mai mare, căutați să-l faceți pe cel mai mic, cum v-am spus de multe ori.
Evită să-i dai carne, că dacă nu o cumperi din piață, n-are de unde să o ia, că nu-i la țară, îți ducă să-și taie găini de o grămadă. Nu-i dau ouă. Măcar dacă poți să-l ademenești miercurea, vinerea, lunea, marța, să mănânce ceva de post, o fi cu ulei, o fi fără ulei, e de ajuns, dacă ai reușit ca elev și minor, are 7, 8, 5, 9, 10 ani, să poți să-l smulgi și să-l convingi, măcar atât Dumnezeu primește jertfa lui atât. Ori postul este o unealtă prin care urcăm la Dumnezeu, deci nu este o desăvârșire. Nu spune nicăieri, am postit și m-am mântuit. Nu, am postit și m-am curățit. Deci luați și pe această cale și căutați o premeditare în care copiii să-L înțeleagă pe Dumnezeu la mintea lor, la felul lor și la gândirea lor, că așa este frumos și bine. Un alt lucru, iarăși, unii nu vor să postească din lene. Și cum s-a întâmplat astăzi, mulți care au luat aghiazmă mare și au spus, zice, n-am fost atenți. Ei, cred că ar fi un pic mai mult atenție. Și iarăși am spus, până la 50 de ani sau 60 de ani, care sunt sănătoși, slavă lui Dumnezeu, nu se discută de dezlegarea postului. Este pește, este un de lemn, este vin, sunt suficiente mâncăruri. Și cât ar fi omul de bolnav de stomac, cât ar fi omul de bolnav de ficat, pastele făinoase nu-ți fac rău la stomac, cartoful nu-ți face rău la stomac, orezul nu-ți face rău la stomac, legumele nu-ți fac rău la stomac, din contra te curăță și te purifică. Ideea că e rău și ideea că ești bolnav este acea boală profesională, lucrând într-un mediu unde mereu auzi de boală și tu mințind mereu că ești bolnav, tu ajungi să crezi că ești bolnav și că nu se poate, nu există așa ceva. Gândiți-vă, și eu mi-am pus mereu întrebarea și le-am spus-o la mulți. Ce au făcut cei din temnițele comuniste care erau hrăniți cu terți de făină de grâu, o dată în zi, o coajă de pâine și o cană de apă și au trăit 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani cu distrofie, cu anemie, cu spasmofilie și n-au murit niciunul. Ia că au ieșit și au suflat și după Revoluție au mai putut scrie câte o carte și povesti ce a fost pe atunci. Dar au trăit. Au murit și cu sutele, e adevărat, jertfă, dar au rămas și cu zeci. Deci dacă ăștia au rămas, nu ne cere nouă să facem ca ei, dar ne dă potența să credem că dacă vrem să poate. Crezi că dacă mănânci bine de 3 ori pe zi de post, n-ai să fii la fel de sătul decât dacă ai mâncat 100 de grame de carne sau brânză și lapte în post? Niciodată. Deci orice mâncare, cum spune David în Psalm, pâinea întărește inima omului și vinul o veselește. Dacă miercurea, vinerea și lunea nu iei vin, iar marța iei o jumătate de pahar, joia, sâmbăta, duminica, te întărește Dumnezeu și ții tot postul. Și asta ți-o spune experiența unei bătrâne de 80 de ani care zice, o, apoi, dar mai mie îmi vorbiți de post, dar m-am învățat, zice, cum e calul cu halul. Deci, bătrânul poate și tânărul nu vrea. Deci, asta este încă o chestiune care trebuie rezolvată și vă puneți la punct. Un alt lucru, tot din Evanghelia de astăzi. Ia că ce spune. Și venind, fiica s-a dat în mâna arhiereului Zaharia și a fost dusă în Sfânta Sfintelor. Deci dacă a fost dusă în Sfânta Sfintelor, Fecioara Maria, care era cea mai curată decât toate, toți copiii mici cu care veniți pe la biserică și îi împărtășiți, nu trebuie să împărtășiți numai în posturi. 2-3 duminici, nu a patra, da. 2-3 duminici, nu a patra, da. Deci asta este rostul duhovnicesc al pruncilor în biserică. Așa a spus Mântuitorul, de nu veți fi curați ca prunci, nu vedeți Împărăția lui Dumnezeu. Lăsați-i să vină la mine, că unora ca acestora este Împărăția lui Dumnezeu. Deci noi îi stricăm prin faptul că noi aducem la biserică. Că e prea mic, că țipă, că plânge, că doarme, de la 3 ani pot sta în biserică. Și încă și de la 2 ani, dacă l-ai împărtășit și îi dai o Eugenia și îl lași frumos în spate cu minte, stă și tace în brațe sau jos și l-ai adus în biserică. Deci să nu uităm în continuare, și iarăși spun, pentru că este praznic luminat și chiar mă gândeam azi dimineață, când am văzut zăpada albă frumoasă, am zis că zic, ce frumos Maica Domnului a acoperit cu bunătatea ei toată răutatea, toată negreala. A vrut ca praznicul să fie desăvârșit de alb și de strălucitor și fapt că în zilele trecute fiind înnourat, astăzi să fie un soare frumos, într-adevăr să spună astăzi înainte însemnarea bunăvoinței Dumnezeu să arată și praznic luminat. Deci iată, deci și Hristos participă și Hristos participă din veac în veac și din sărbătoare în sărbătoare în cinstea mamei sale, Fecioara Maria,
și înfrumusețează praznicul cu frumusețile și naturale și duhovnicești și cu tot ce vreți. Oamenii o înfrumusețează prin rugăciuni, biserica prin cântări, sufletul prin Sfânta Împărtășanie, cerul prin soare, natura prin frumusețea ei și fără să vrem ne dăm seama că toate participă la o liturghie divină și la o combinație, exact cum spune Evdokimov în Femeia și Mântuirea Lumii. Zice, ostașii cei războinici și viteși cu treră pământul cu arma și sabia și stăpânesc, iar fecioara smerită și curată intră în Sfânta Sfintelor și apoi de acolo să urcă la tronul cel ceresc, unde este împărăteasa heruvimilor și a serafimilor. Deci conduce oștile cerești, arhistratega oștilor cerești. Deci iată câtă putere, omul cu puterea, iar fecioara cu rugăciunea. De aceea se pune acest însemnat canon peste nunta creștină și peste viața creștină, ca oamenii să se căsătorească și să se ia curați. La toți la care le merge rău, și încă o dată vă aduc aminte, gândiți-vă și veșnic le spun la păcatele tinereții. Gândiți-vă tot timpul cum ați început căsnicia, cum ați început viața familială, gândiți-vă cum i-ați educat pe copii, cum v-ați petrecut tinerețea. Îmi spunea cineva într-o zi, așa printre toate, părinte, cred că m-a depășit răbdarea și Dumnezeu a uitat de mine. Încă nu și-a adus aminte de toate de tine. Să mai caute, zic încă, și mai greu îți va fi. Cum mai greu de atâta, zice, mă face să nu mai vin la biserică. Dacă n-ai să vii, o să-ți fie și de 3 ori mai greu. Deci, nu fugând de Dumnezeu ne ușurăm de necazuri, ci apropiindu-ne de Dumnezeu. De aceea trebuie să rămână clar că biserica nu face altceva decât să unească cerul cu pământul. În biserica slavei tale stând, în cer ni se pare asta născătoare de Dumnezeu și deschide ușa milostivirii tale. Spune undeva o rugăciune din postul mare. Deci, ușa milostivirii nu este altceva decât ușa pe care a deschis din Sfânta Sfintelor, fără să mai iasă de acolo, ci direct la Dumnezeu a venit Hristos pe pământ, a ieșit din pântecele Fecioarei, s-a întrupat, s-a răstignit, s-a îngropat, a înviat și pe toți ne-a înălțat la cer prin jertfa și învierea sa. Deci, iată care e ușa milostivirii, este ușa pe care a deschis-o Fecioara mântuirii lumii întregi. Deci nu există altă ușă. Cine deschide ușile sectarilor, cine deschide ușile altor credințe, nu sunt oameni serioși. Sunt trădătorii de neam și de țară. De ce? Un Dumnezeu este și Apostolul Pavel spune că El nu s-a împărțit. Deci Apostolul Pavel arată, Hristos nu s-a împărțit. Nu s-a schimbat, nu s-a deteriorat, nu s-a împuținat și ieri și azi și mâine același. Și în final, deci în final, dacă vreți, tot Apostolul Pavel spune, Dumnezeule, Tu mântuiești pe cei ce Te mărturisesc în adevăr. Dacă adevărul e Hristos, păi nu e adevărul meu. Spunea Înaltul Antonie într-o conferință, zice, s-au făcut 100 de bisericuțe, zice, sau poate chiar mai multe și fiecare s-a făcut șefulețul ei și vrea ca să o conducă. Unde sunt șefi pământești, nu există un Hristos. Hristos și-a pus disciplină și în cer și pe pământ. Sus și-a făcut scaun de judecată din apostoli, și-a făcut scaun de judecată din sfinți și din îngeri. Jos pe pământ și-a făcut scaun de judecată din preot și episcop. Cine cunoaște altă legătură sau cine cunoaște altă disciplină legată de viața duhovnicească, acela greșește. Lor li s-a dat prin apostoli care sunt media între cer și pământ și să lege și să dezlege, și să ierte și să nu ierte. Și să dea binecuvântare și să blesteme sau să apurisească sau să anatematisească, așa cum s-a întâmplat la soboarele ecumenice la cele 7, când biserica s-a apărat prin sinode și prin adunarea tuturor clericilor de rang înalt, deci episcopi și preoți, și n-au făcut altceva decât au stabilit și au întărit și au cimentat temelia învățăturii creștine. Ori nu venim noi să o denaturăm și nu venim noi să o stâlpim și să o stâlcim sub pretextul, cum spun foarte mulți alți, dacă ați văzut circulă cărți și scrieri de fiecare dată, prea mult fanatism, prea multă exigență, prea mult raționament, prea mult putare. Dom'le, dacă e prea mult sau nu e prea mult, tu alegi ce vrei.
Asta este legea, asta este tradiția, așa se spune, așa se scrie, așa se face și așa urmăm. Deci nu vin eu să scot că nu-mi place aia, sau scoți tu că nu-ți place aia, sau scoate alălalt că nu-i place aia. Că atunci n-ar mai fi niciodată fixa sărbătorilor, n-ar mai fi nici zile de post, n-ar mai fi nici liturghie, n-ar mai fi nici vecernie, n-ar mai fi nici psalmi, n-ar mai fi nici spovedanie, nici cununie. De ce? Cei mai mulți le place să trăiască după capul lor. Ori biserica nu îngăduie așa ceva și nici Dumnezeu n-a îngăduit dezmățul. Ce a spus? Adame, să-ți stăpânești femeia, să-ți nască fii și într-o osteneală la muncii să-ți câștigi pâinea, iar pământul să-ți dea spin și pălămidă pentru neascultarea ta. Spin și pălămidă cresc acum și în societate și în pământ. Dar important este să ne strecurăm printre ispite. De ce? Cel ce stă să ia aminte să nu cadă, am spus și duminica trecută, dar mai mult decât atât, privegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul. Și iarăși un lucru care să vi-l aduc aminte. Vedeți că circulă, și v-am spus de 1000 de ori, fel de fel de cărți ieșite la întâmplare, unde nu vedeți o aprobare de Sfânt Sinod, sau măcar binecuvântarea unui episcop, nu mai cumpărați lucruri fără rost. Am fost și am avut ocazia să văd acatistul nu știu care cărui înger, făcător de nu știu ce minuni, acatistul nu știu cărui arhanghel a prorociilor, acatistul Sfintei Lumini de la Tabor, acatistul Sfintei Lumini a Învierii, acatistul lui Gerasim de la Cucoș, acatistul lui Ion de la Valea Sacră. Ei, fraților, toți avem inspirație, toți știm să scriem poezii, toți știm să alcătuim cuvinte, dar Eminescu n-a fost nebun când a spus, că a fost poet creștin. Și au să bată în coarda vieții și au să bată în coarda vieții și din coarda o să spună. Că ai scris multe și nu au nimic a spune. Deci ai înțeles? Era o poezioară, așa suna ea cumva. Eu am fost slab la română. Deci, asta este. Noi scriem, dar nu știu dacă are folos să ne încurcăm cu ele. Deci nu ce-i naște mintea la fiecare scrie. Noi avem scrieri ale Sfinților Părinți care nici n-au fost difuzate în lumea întreagă, nici de cum citite. Sunt sigur că din toți care sunt în biserică și din toți care există la ora actuală numai în județul Iași, oraș universitar, Iașul, nu știu ce e aia filocalie, nu știu ce e aia carte de dogmatică, nu știu ce e aia carte de liturgică, nu știu ce e aia carte de viețile Sfinților, am întâlnit un mire care nu știa Tatăl nostru mai frumos decât atât. Deci, gândiți-vă că nici de cum n-am ajuns să le pădăm scrierile Sfinților Părinți și să ne facem scrieri personale. Nu facem în biserică idolatrie duhovnicească. Și am mai observat chestia asta pe alte principii. Vai, am fost la mănăstirea cu tare și mergea, zice, nici nu călca pe pământ. Toți calcă pe pământ, toți preoții calcă pe pământ. Am fost nu știu unde și când mi-a citit o rugăciune, zice, am văzut așa niște valuri negre. Aveai amețeală sau ți-era foame, ori aveai tensiune. Valurile negre sunt în capul nostru, gândurile cele nenorocite care nu le putem stăpâni cu Doamne Iisus. Și mai mult decât atât, ceea ce pot să, iasă frumos în evidență este faptul că Fecioara petrecea în răpire și în rugăciune și în extazul duhovnicesc. Ei, s-au scris astăzi cărți legate de mistică și isihie și de rugăciunea inimii și de rugăciunea lui Iisus cu ghiotora. A ieșit Sfințenia Împlinirea Umanului, Vasile de la Poiana Mărului, Părinții Autentici de la Egipt, Patericul Sinait, toate te învață cum să te rogi, Simeon Nou Teolog, În Lumina lui Hristos, toate tipărituri și cărți de o valoare extraordinară. Deci numai să vrei să o cumperi și să o citești, numai să vrei să o pui în practică. Dar citeam asară un lucru frumos, Paisie Velicicovski, starețul de la Neamț, care a inițiat isihasmul în Moldova după venirea din Sfântul Munte, explica, isihasmul se face cu ce? Cu trăitori, cu profesori, cu cunoscători și în primul rând cu adevărați oameni duhovnicești. Deci nu se face cu propagandă și cu vorbă goală. Deci nu stăm noi și ne lăudăm că zicem Doamne Iisuse, zi tu sănătos, ai rugăciune din minte normală. Deci este o curățire a minții în care omul se străduiește să zică Doamne Iisuse. Dar de acolo etapele se complică și omul ajunge la stări care unde duhovnicul nu mai poate să-i spune. Aia să nu primești, aia să n-asculți, aia să dai deoparte și când spun ce e aia și aia, vă explic. Pot să apară vedenii false, visuri false,
glasuri false, zgomote false, poate să vină satana în chip de cutare sau cutare. Ei, aceasta e adevărata luptă duhovnicească, în care duhovnicul te inițiază, dacă este în măsura să o facă și cunoaște, și tu urci pe urcușul și pe scara duhovnicească a vețuirii tale. Nu trebuie să te încurci tu cu acatistul nu știu cui. Avem acatistul cu Vioasei Parascheva, o crotește întreaga Moldova. Este paraclisul Maicii Domnului, unde scrie cu roșu, nici nu cu negru. La orice întristare, la orice nevoie și la orice trebuință. Dar nu îl citește omul, că e plictisit. Îi spuneam într-o zi cuiva, mi-a zis, zice, mai dați-mi un cuvânt de folos. Zic, da, lasă-mă să mă gândesc. Ce dai așa de greu? Nu. Zic, îmi vine foarte greu și îmi pare foarte rău că de fiecare dată trebuie să-ți aduc aminte de nenorocita aia de smerenie și de tăierea voiei și de ascultare. Ce părinte, m-am săturat de asta. Toată ziua unde mă duc, asta îmi spune. Dacă mă duc la mitropolie și iau cuvânt de folos, ascultare de duhovnic. Dacă mă duc dincolo, ascultare de... Dar ce vrei să te pună să faci? Te pui tu în locul lui? Ce vrei să faci altceva? Ce rugăciune, rugăciune? Rugăciune de rugăciune e nevoie. Venind ucenicii la Sfântul Antonie, i-au cerut sfat. Și unul a spus una, altul a spus alta, altul a spus alta. Al treilea tăcea. Filozof și trăitor cu mintea. Ce tu nu spui nimic, mi-i de ajuns din ce am văzut și am auzit. Dacă le-ai putea face pe astea, mai bine o să-ți cer unul și pentru mine. Deci vezi câte sunt de făcut? Alți ucenici mai răi, așa ca mine sau ca voi sau ca alții ca noi, au mers la Sfântul Antonie și au zis, zice, Avo, zice, ce să facem să ne mântuim? Și Sfântul Antonie, văzându-i cu Duhul că sunt cam slab sufletește, le-a spus, fiilor, dacă vă ocărăște cineva, puteți răbda? Nu asta. Dacă vă trage o palmă, puteți întoarce și partea cealaltă? Nu asta. Dar măcar să iertați celor ce vă urăsc, puteți? Nici asta. Să întoarce către Pavel cel prost și îi spune, zice, fără fiertură, zice, că de mâncare au nevoie, zice, rugăciunea n-o cunosc. Deci vezi? Vii la biserică, te împărtășești, te spovedești, te asculți, dar te duci acasă și tot lumesc rămâi, tot pământesc rămâi, tot slab sufletește rămâi. De ce? Pentru că mergem la duhovnicii noștri și ne scarpină în coarne. A, lasă că e bine așa. Chiar am auzit odată o expresie, ce, o, voi de mult ne-ați întrecut pe noi. Asta Dumnezeu s-o știe. Dar spun un lucru, niciodată unui om nu trebuie să-i spui în față că e bun. Niciodată unui om nu trebuie să-i spui că e sporit. Ești un rău. Ești un nemer, ești un păcătos, ești un slăbănos. N-ai făcut nimic bun, căci în felul acesta îl faci să-i crească râvna, îl faci să-i crească lucrarea spirituală și îl faci să-i crească curățenia sufletească. Că celui mândru când cade e greu ca să-l ridici, că nu te ascultă, că el știe că are dreptate. Dar cel păcătos care a greșit, el știe. Da, mai am greșit, trebuie să mă îndrept. E lesne să-i îndrept. Și lupta tocmai aici este, nu-i cu castronul de borș, că a fost cu sau fără un de lemn. Nu-i cu castronul cu pește, că a fost cu sau fără un de lemn. Ci lupta cu dracii, e lupta cu văzduhul, cu împărăția cea întunecată, care noi n-o vedem, domnii puterii văzduhului, care vin și chinuiesc și golesc sufletul nostru de fapte bune. Și îi spuneam acum într-o zi cuiva, mi-a zis, zice, părinte, zice, am o patimă și nu mai pot să o curățesc. Zice, mereu mă scap și judec. Am auzit, zic, scris eu în ziar că Dumnezeu s-a concediat luna asta că-i frig afară, dar n-am știut că ei l-au locul. Și dar cum spuneți așa? Păi zic, spun și eu, cu grijă, zic. Ai grijă să nu-l înlocuiești de tot. Ce părinte, că iertați-mă, păi te iert, dar nu mai te pune în locul lui. Lasă că are cine judeca. Și de ce a fumat, și de ce a băut, și de ce a curvit, și de ce a înjurat. Deci nu judecăm noi, că dacă judecăm, cădem în judecată. Și cam de ce judeci de aia suferi? Știi de ce? Fiindcă omul judecă patima. Filozoful, călugărul, creștinul și poetul mergeau pe un câmp și un câine. Și-au văzut deodată o fată. Și câinele a salivat și s-a repezit carne. Ăsta, creștinul de rând, a zis curvă. Poetul a zis floară. Călugărul a zis ispită. Care a gândit curat? Poetul. Deci când mintea ți-e curată, toate împrejurul tău sunt curate. Nu-i ispită, nu-i nici carne, nu-i nici curvă.
Este făptura lui Dumnezeu care nu o judecă noi, ci El o judecă. Voi v-ați învățat, spune Hristos, să judecați pe din afară, fața omului. Dar eu caut la inima omului. Și nu știm pe cine, pe cine avem în față. Iar Ioanichie Moroi, marele stareț al Psihăstriei de demult, între toate cuvântările pe care le-a ținut, o singură dată a vorbit și ținindu-și cârja bătrâneții în mână, i-au zis tot, zice, vorbește bătrân. Și a spus o singură vorbă. Nu judecați că nu știți pe cine aveți în fața voastră. Deci vedeți cât de mare e păcatul judecății? Deci să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace o aduce, că dacă nu-i pace în suflet, nu-i pace nici în casă, nu-i pace nici în familie, nu-i pace nici în biserică, nu-i pace nici în inimă, nu-i pace nici în minte și totul e o învălmășeală. Noi ne facem că ne rugăm, Dumnezeu se face că ne ascultă, noi ne prefacem că vrem să ne mântuim și Dumnezeu se preface că ne mântuiește. Deci, în final și în concluzie, praznicul sărbătorii de astăzi are în esența lui trei lucruri. Familie creștină și bună, copii creștini și buni, rugăciune multă și curată și permanentă legătură cu biserica. Și am văzut că mulți nu găsiți, nu prea așa în context, am văzut mulți că nu găsiți în retar de spovedanie că s-or fi terminat pe la mitropolie, Golea când ne mai erau. Această călăuză canonică este tot în retar de spovedanie. Dar cel care a tipărit-o nu a știut să-i exprime un titlu mai concret pentru creștini. Deci unde nu găsiți în retar de spovedanie cei cu spovedania generală, luați această călăuză canonică, care pe lângă păcatele toate cele 300 și ceva, le mai are și explicate și cum să canonisesc. Și în felul acesta vă faceți un fel de judecător personal. Când veniți la mine, nu mă spuneți, părinte, eu vreau aghiazmă mare, eu fac atâtea metani și eu mă bucur că mă ușurați. Deci o găsiți. Și aici o găsiți și la mitropolie și oriunde. Deci când nu o găsiți sub forma îndreptarului de spovedanie, o găsiți sub această formă, călăuză canonică. De ce? Cei cu spovedanie generală, numai după aceasta îi spovedesc, pentru că eu dându-le să o citească, vă și spun secretul, scap de borborosit vorbe multe. N-am eu timp să te explic ție că fardatul e un păcat, că machiajul e un păcat, că cercelul e un păcat, că mâncarea prea mult e un păcat, că dansul e un păcat sau celelalte. Dar tu citind aici, deja știi singur ce-i bun și ce-i rău și noi când discutăm, discutăm doar lucruri de amploare și care pot să ne ridice din încurcături. Și încă o chestie care circulă și nu-mi place și vreau să vă spun este și aceasta. S-a formulat, s-a adoptat între babe, s-a făcut consiliu acolo unde s-o fi făcut el. Vai, zice, du-te la Bârnova că se face minuni. Nu se face absolut nicio minune. Vă rugați, vi se împlinește. Nu vă rugați, nu vi se împlinește. Nu aruncați zvonuri la întâmplare, că alții s-ar putea să le ia de bune și o să creadă într-o bună zi că, într-adevăr, aici au fi buni zvori de minuni și nu le avem. Deci minunile sunt în viața noastră și în sufletul nostru. Ți-ai făcut saltirea și canonul primit, îți vine bărbatul acasă. Ți-ai făcut rugăciunea și canonul împlinit, te-ai iertat de păcate. Ți-ai făcut canonul și rugăciunea dată, să s-a găsit serviciu. Sau tot ce ai de făcut. Nu se face absolut nicio minune. Nu facem minuni. Minunile le fac oamenii cu rugăciunea și Dumnezeu cu mila. Deci, în încheiere, praznicul acesta se sărbătorește cu un pic de vin, cu un pic de pește, cu o mâncare cu un de lemn și dacă vreți să sărbătorește și altfel. Un pusnic stătea în pustie, deci un pusnic stătea în pustie și ucenicul a împlinit toată săptămâna mai multe coșnițe și s-a pregătit să meargă la Alexandria după cumpărături, curmale, finice și tot ce credeau ei că vor sărbători praznicul, tot așa un praznic al nașterii sau al învierii. La care bătrânul, văzându-i lucrarea, a tăcut și n-a spus nimic. Și când se vine sâmbătă, nu i-a dat voie să se ducă la Alexandria, zice, nu, nu pleci, lasă că le vindem săptămâna viitoare. A, vă zice, dar e praznic. El a rămas mirat. Zice, nu, dar aveți de toate. Și a tăcut bătrânul, n-a spus absolut nimic, a venit și ziua praznicului. Și l-a pus pe ucenic, a stopotit el cam ce-i rămăsese din canon și a spus așa, fiule, știi cum vom sărbători noi praznicul? O catismă la saltire și 100 de metanii, o catismă la saltire și 100 de metanii. Și când s-a terminat de făcut saltirea și metanile, bineînțeles, care au fost în număr de vreo 2000, dacă 20 de catisme, acum i-a spus bătrânul, zice, du-te în rantea mea în rasă, ca ai să găsești o sticluță, adu-o acolo. Și a pus în pesmet 12 picături de ulei. Zice, 12 spraze ce le împărătești
și noi să legăm, zice, pentru hoitul ăsta păcătos și să dezlegăm la 12 picături de ulei. Deci care vreți să dezlegați ca pusnicul? Puteți dezlega și așa, deci nu-i păcat. Care dezlegați cu măsură la pește și toate celelalte dezlegați, iar cei care dezleagă porcește nu mai fac parte din niciuna din categorii, fac parte din categoria lor. Lacomii, nesăturii, îmbuibații și necredincioșii. Deci să dea Dumnezeu încă o dată toate persoanele, e un nume distins, Maria Împărăteasă, să-i urmeze faptele și cea mai mare faptă care ar trebui să o urmeze, să intre ca ea în biserică cu copiii de mână și cu nepoții de mână și cu toți pruncii de mână, ca să putem merge în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.